pregătiți, am aflat așa pe surse, pregătiți un nou manual, un nou tratat de neurochirurgie în parte din, dintr-un tratat cu multe volume de chirurgie. Ce informații bune aveți, da. Este un dream. Ce mai nou? Este în, mai, ce s-a schimbat? Că acum, dincolo de microscop și chiar CT... discuția dinainte, vedeți, într-adevăr, s-au schimbat foarte multe lucruri. Într-adevăr, în 10 ani, medicina a progresat. Poate că noi, care suntem contemporani, nu realizăm ce s-a întâmplat, dar din urma noastră vin generațiile, noi ce le spunem? Chiar cooperațiile acestea nu se mai fac clasic, fac endoscopic. Se fac cu microscopul, nu ai voie să atingi sistemul nervos, deci numai cu microscopul. Vorbim de niște cuvinte grele, de MRI funcțional, da, MRI cu diferite facilități, sau vorbim despre DTI, care este Diffuse Tensor Imaging, sau vorbim despre neuronavigație și alte procedee. Lucrurile astea trebuie scrise, pentru că dacă nu mai discutăm noi doi, ne aud telespectatorii, vai ce frumos vorbiți, vai ce lucruri interesante. Dar și în 10 ani s-a schimbat complet. Atât de mult. Am intrat în rutină lucrurile acestea, mai mult sau mai puțin complicate. Exact ca și la mașini, tehnologia de mașini, ați văzut că pilot automat parchează singure, văd ce se întâmplă în față, în spate, așa și la noi. Deci noi am evoluat foarte, foarte mult și atunci lucrurile trebuie implementate. De la ultimul tratat de chirurgie care s-a scos în cadrul Academiei, în editura oficială a Academiei, au trecut mai mult de 10 ani și acum, din o idee formidabilă pe care a avut-o domnul academician Irinel Popescu, să pornim o nouă ediție a tratatului de chirurgie, 7, 9, 10 volume, cât e nevoie, să cuprime în totul. Nu dânsul o scrie cap-coadă, dânsul are capitolul separat pentru chirurgia abdominal, dar fiecare dintre noi, cei care suntem implicați în acest lucru, trebuie să rezolvăm cât mai corect, cât mai bine, cât mai documentat, cât mai elevat porțiunea respectivă de afecțiune. Și sigur că mi s-a dat onoarea și cinstea ca să mă ocup de patologia sistemului nervos. Aici intră și hernia de disc lombar, intră și tumor cerebral și patologie vasculară, și patologie tumorală și altele malformativă și aceasta este fasciculul sau tomul care se ocupă numai de sistem nervos. Sigur că o să-mi iau colaboratori din toată țara, sigur că o să reușim să ne adunăm, să ne punem totul la punct și vom împinge elementele de la clasic la modern, de la modern la perspectivele care le avem în momentul de față și ceea ce toată lumea aude de inteligență artificială, de robotică în neurochirurgie, de implementarea de celule STEM care se încearcă în afecțiunile sistemului, dacă se poate trata, de exemplu, Parkinsonul, cum se tratează epilepsia. Sunt noi și noi perspective care se discută și care noi trebuie să le implementăm într-un asemenea tratat modern.